94 am luat decizia de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Eram un tânăr care căuta viața, căuta fericirea, căuta distracția și cea mai mare fericire și bucurie și distracția mea era discoteca, unde împreună cu prietena mea, astăzi soția mea, făceam show. Cea mai mare bucurie a mea era fotbalul și îi ziceam soției, de fotbal nu mă las, dar de tine mă las. Și căutam în toate lucrurile acestei lumi fericirea, dar realizeam cu un gust amar că ea nu se găsea niciunde, era doar o amăgire, că dacă aș avea cu tare lucru, aș fi fericit. Și atunci când lucrul acela, după multe străduințe, îl aveam, realizam că lucrul acela nu mă poate împlini, că lucrul acela nu poate să-mi dea adevărata fericire. Și într-o zi când aveam doar pe Iulia și pe cealaltă fată după ea, pe Rodica, într-o duminică când eram și eu liber de la servici și am lucrat în uzina Vulcan București, ca Macaragiu Podrulan, și când treceam pe stradă, neavând o casă de rugăciune, neștiind ce-i pocăiții, neștiind ce-i creștinii, știam doar că bunicul e creștin ortodox și că merge și el arare ori duminica la slujbă, atât se rezumea religia mea. Și mi-aduc aminte acum, în copilăria mea, că mergeam cu mama de mână 3-4 sate pe jos ca să ajung în satul natal al tatălui meu. Și la un moment dat treceam pe lângă o casă și mama zice, uite, aici stau pocăiții. Și era ca și cum ar fi zis, aici sunt fantome, aici sunt strigoaie. Și așa, asta se rezuma cunoștința mea față de ce e pocăiții. Și într-o zi, când mergeam pe stradă, neavând casă de rugăciune în satul nostru, am văzut într-o curte mai mulți oameni și nu știam ce se întâmplă acolo. Și în mijlocul acelei mulțimi, eram cu Iulia de mână și mergeam pe stradă, am văzut un om. Și omul acela, în mijlocul mulțimii, avea o Biblie ridicată. Nu știam că e Biblie. Avea o Biblie ridicată și cu multă îndrăsneală sfântă striga și spunea, aceasta este vestea bună a Evangheliei pe care Dumnezeu v-o aduce din cer. S-a cutremurat toată carnea pe mine și am intrat în curte acolo. Și în curtea aceea am văzut și eu pentru prima oară ce înseamnă a fi pocăiți. Am ascultat cântările lor, am ascultat mesajul biblic și n-am văzut nimic negativ, nimic rău și totuși mă întrebam de ce erau blamați de lume dacă ei învață de bine. Păi zice să nu furi, zice să nu bei, să te îmbeți, să-ți bați nevasta, să furi ce nu este al tău. Atunci, de ce oamenii ăștia, dacă învață numai de bine, totuși sunt vorbiți de rău? Am rămas cu dilema aceasta. Și am început duminica să frecventez acele evanghelizări în curte, să merg duminică de duminică. Și a început să mă pătrundă mesajul lui Dumnezeu. Și a început să mă pătrundă chemarea lui Dumnezeu. Și am auzit și eu chemarea lui Dumnezeu. Dar în sinea mea mi-am zis, da, mesajul, adevărul Evangheliei este real și este adevărat, dar încă nu-i pentru mine, pentru că eu sunt tânăr, eu trebuie să mă duc încolo, încoace, să fac cu tare lucru, nu acum, poate mai târziu, că eu încă sunt tânăr. Dar lucrul acesta n-a durat, poate fi durat o lună, două, dar continuam să merg să aud Evanghelia. Și tot acei frați care veneau, au dat după toamnă ploioasă, au dat filmul Iisus. O ploaie puternică, noroi, și totuși dânsii au venit și au dat filmul Iisus. Cu aparat de proiecții în stradă, au venit mulți oameni. În seara aceea, fața mea era plină de lacrimi. În seara aceea, mi-am predat viața Domnului Iisus. Din seara aceea,
Dumnezeu mi-a schimbat viața, am început să citesc Biblia, să mă rog, am început să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, au început cei din casa mea, cei din rudele mele să ia calea lui Dumnezeu. Am avut adunare la mine în casă, la părinții mei în casă, vreo 3 ani de zile până când s-a construit o casă de rugăciune. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum, poate altă dată ziceam, ce plăcere, ce bucurie să găsesc eu în casa lui Dumnezeu de rugăciune, să stau pe genunchi cu moșii și cu babele. Nu știam că de fapt acum îmi găsesc cea mai mare bucurie, cea mai mare plăcere. Și dacă altă dată alte lucruri ale lumii acesteia erau plăcerea și bucuria mea, astăzi a sluji Domnului, a sta în prezența Lui, ai cânta și ai înălța numele prin cântare și cuvânt, este cea mai mare bucuria mea, cea mai mare plăcere. Și dacă n-aș mai avea lucrul acesta, n-aș mai avea motiv pentru care să trăiesc. Pentru aceasta trăiesc și respir. Acesta este astăzi fotbalul meu, discoteca mea. Am lăsat gunoaiele lumii acesteia ca să câștig pe Hristos și Dumnezeu să fie binecuvântat. Mă bucur că am putut să cunosc biserica dumneavoastră, chiar dacă mulți care i-am văzut ieri astăzi nu sunt, dar cu siguranță veți rămâne în inima mea. Vă voi lua cu mine în România, în inima mea, pentru mărturia bisericii dumneavoastră, pentru lucrarea pe care o faceți aici, o lucrare frumoasă, și orice lucru făcut pentru Domnul are o mare însemnătate înaintea Lui. Poate ți se pare că e un lucru mic ceea ce faci. Nu contează unde ești implicat în slujire. Dar să știi că lucrul acela care poate ți se pare mic înaintea Domnului este mare. Și că mare este răsplata noastră înaintea lui Dumnezeu și aici pe pământ. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala și dragostea care o arătăm pentru numele Lui. Și dacă Dumnezeu a schimbat viața comunității noastre, acolo unde se speriase oamenii din sat că le furam câmpul, noi nu munceam. Și atunci când au primit după Revoluție romii pământ, l-au vândut repede, au primit niște animale, le-au vândut repede sau le-au tăiat și au scăpat de muncă. Și au continuat să fure câmpul oamenilor, până acolo că ne amenințau că ne dă foc și scandal și omor pe la discotecă, pe la cârciumă. Acum Evanghelia, nu poliția, ne-a schimbat viața din temelie și acum directorul școlii, primăria, ne dă exemplu, ne laudă pentru ceea ce schimbările care le-a făcut Dumnezeu. Și acum, dumneavoastră, care Dumnezeu are pentru biserică menirea să fie sare și lumină, aici, în Anglia, e nevoie de sare și lumină. Lumina să împrăștie întunericul care este prin păcat și sarea să împiedice stricăciunea care este la fel prin înșelăciunea păcatului. Și e un rol mare, de aceea trebuie să continuăm să-L slujim pe Domnul, să-L lăudăm pe Domnul și Domnul să ne binecuvânteze. Privim în cuvântul Domnului în Roman 12 și haideți să dăm respect cuvântului Domnului, să ne ridicăm înaintea Domnului și înaintea cuvântului. Roman, capitolul 12, predare în slujba lui Dumnezeu. Noi suntem predați în slujba Domnului, slavă Domnului, și Domnul cu siguranță are ceva să ne spună. Și am vrea să citim primele două versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi cuvântul semănat, sădit în inimile noastre, să aducă rod pentru slava și gloria numelui Tău, să aducă rod de care Tu să Te bucuri. Te rugăm să ne binecuvântezi și să vorbești sufletelor noastre și să primim ca învățătură, ca hrană cuvântul Tău,
ca să ne facă bine. De aceea te rugăm să ne binecuvântezi, să ne deschizi inima și noi îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Să luăm loc. Prin harul Domnului, Dumnezeu încă continuă să aibă o preocupare și glasul duios al Mântuitorului și astăzi să cheme oamenii la credință, la pocăință și astăzi biserica să fie încurajată, să fie glasul lui Dumnezeu pe pământ, să transmită Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună a Evangheliei să o ducă acolo unde oamenii trăiesc în nelegiuirea lor, în neascultarea lor, fiind pe cărările lumii acestea ale neascultării de Dumnezeu și ale pierzaniei veșnice. Dumnezeu ne cheamă să întoarcem pe oamenii aceștia cu fața către Dumnezeu și să cheme numele Lui. Și mare cu adevărat este răsplata celor care se înjugă la acest junc al Evangheliei. Iată îndemnul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel, prin Duhul lui Cel Sfânt, pentru biserică, pentru frați, pentru surori, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru harul lui Dumnezeu, să aducem lui Dumnezeu trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. E adevărat că noi ne-am predat înaintea lui Dumnezeu și am adus trupurile noastre ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Atunci când El ne-a chemat la pocăință, prin harul Lui am ascultat chemarea. Ne-a chemat la credință, prin harul Lui am ascultat chemarea. Mai departe, Dumnezeu își face lucrarea cu noi și prin noi și prin pași pe care noi îi facem să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat nașterea din nou în viața noastră și am înțeles că Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim viețile, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, a Duhului și a minții. Și mai departe, am înțeles că Dumnezeu ne cheamă la slujire. Poate am ascultat chemarea la mântuire, dar Dumnezeu ne face de cunoscut și ne conștientizează că chemarea Lui răsună astăzi pentru biserică, ca biserica să se predea în slujba lui Dumnezeu și să-i slujească lui Dumnezeu, dar nu oricum, ci aducându-se pe sine însuși ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. La fel, evreul de altă dată nu putea aduce o jertfă oricum. Jertfa trebuia să fie vie, sfântă, desăvârșită, fără niciun cusur. Putea evreul să nu se îndure să aducă, eu știu, un miel care era sănătos. Putea să zică, îl aduc pe ăsta că și așa e șchiop, îl aduc pe ăsta că și așa e orb. Domnul n-ar fi primit o astfel de jertfă. Și astăzi e la fel. Domnul nu primește o jertfă dacă inima noastră nu este întreagă a Domnului. Dacă inima noastră și carnea noastră nu strigă după Domnul și să aducem potrivit cu darul și cu harul care Dumnezeu a dat fiecăruia slujba înaintea Domnului, a lucra în via Lui, aici în casa Domnului, pe ogorul Evangheliei și mă rog Domnului ca biserica să audă mesajul acesta lui Dumnezeu. Este o binecuvântare ca Dumnezeu să vorbească bisericii și slavă lui Dumnezeu că ori de câte ori citim din cuvântul Lui, ori de câte ori venim în casa Domnului, Dumnezeu vorbește. Ar fi un blestem ca Dumnezeu să nu ne mai vorbească. Ce atunci când am experimentat că cineva drag pe care îl iubim nu vrea să ne mai vorbească, chiar dacă noi îl strigăm, îl apelăm, îl întrebăm ceva și ne întoarce spatele și nu vrea să mai vorbească cu noi, ce dureros e, ce trist e. Dar cum ar fi să nu ne mai vorbească Dumnezeu? Și Dumnezeu prin harul Lui astăzi ne vorbește, numai omul să ia seama. Paguba de multe ori este că omul nu ia seama. Și astăzi ne cheamă într-o lume a păcatului, într-o lume în care vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, modernismul și libertinismul acela își pune amprenta peste oameni și ne poate influența și pe noi. Și Biblia ne spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prin înnoirea minții,
să vă prefaceți după voia lui Dumnezeu ca să deosebiți bine care este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, să deosebiți lucrurile alese, înrădăcinați în Hristos, aducând roade de care Dumnezeu să se bucure, lumea aceasta să nu-și pună amprenta peste noi pentru ca noi să iubim lumea și lucrurile din lume. Și Biblia spune, cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în el. Și dacă astăzi suntem într-o lume a păcatului, ca și cei trei tineri și Daniel în Babilon, trebuie să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Și dacă în Babilon nu mai era templu, nu mai era închinare către Dumnezeu, nu mai erau cântări de laudă, pentru cei trei tineri era foarte greu ca ei să se păstreze credincioși Domnului. Dar în ciuda tinereții lor, au rămas credincioși Domnului într-o lume a păcatului, a întunericului și a pierzării. Poate așa este astăzi Anglia, Babilonul cel mare, în care noi suntem ca și tinerii aceia, Daniel și cei trei tineri, care au rămas credincioși. Și chiar dacă ei n-au vrut să se spurce, luând parte la masa împăratului și au mâncat numai verdețuri, pe fața lor se vedea bucuria, pe fața lor se vedea slava lui Dumnezeu, pe fața lor se vedea cu totul altceva. Și în lumea aceasta în care vedem numai oameni ciudați, oameni cu chipurile întunecate, oameni pe care religia i-a îndobitocit și i-a înstrăinat de Dumnezeu și o lume idolatră, ca și Israel altădată înconjurați de popoare idolatre, și Dumnezeu spunea să nu vă luați după felul de șert al neamurilor și să nu vă închinați la Dumnezeii lor, și tocmai că Israelului Dumnezeu tocmai lucrul acesta l-a făcut. Și asta este un pericol care ne paște și pe noi, să ne conformăm veacului acestuia și să se vadă că lumea este noi. Și să ne otrăvească sufletul și odată otrăviți să nu mai facem roade ale pocăinței, ale credinței, să nu mai umblăm cu Domnul în curăție și în sfințire. Doamne, adu vremuri de înviorare pentru biserica Ta. Fă-o plină de bucurie, plină de biruință, să poarte biruințele Domnului, să poarte cuvântul Domnului, să poarte iubirea și dragostea Tatălui în lumea aceasta plină de ură. Și dacă sunt aici, parcă sunt într-o altă realitate. Când ies în stradă, intru într-o altă realitate, ca în science fiction, când este transportările alea temporale. Și în lumea aceasta văd și eu atâtea religii, o lume pestriță și atâția oameni care sunt îndopitociți de religia lor și se vede, asta e vizibil, cu ochiul liber, felul în care îmbrăcați, felul în care se comportă. Și în momentul când intri în casa Domnului, zici ce frumos e poporul Domnului, ce minunat e poporul Domnului, ce frumoasă e biserica Domnului, e minunată, ce frumoase sunt familiile Domnului, ce armonie, felul lor de a fi, de a se purta, de a se comporta, de a vorbi, este minunat. Și știți, experiența asta m-a dus în cuvânt la Balaam și la Balac. Balac cheamă pe Balaam, prorocul, văzătorul, să blesteme pe poporul Domnului. Nu putea să-l biruie, că era mare poporul Domnului. Și atunci a găsit o strategie, să-l chemăm pe Balaam să blesteme poporul și poate că așa vor fi învinși. Și vino că te voi cinsti, vino că îți voi da multe bogății, multe avuții, să-mi blestem pe poporul acesta. Și îl duce și zice, ca să poți să fac lucrul acesta, trebuie să aduci 7 jertfe, 7 viței, 7 altare. Și adevărat e că eu nu pot să spun decât ceva spune Domnul. Vino și te voi pune în locul acesta ca să vezi poporul din locul acesta și să blestem pe poporul acesta. Și de fiecare dată, în repetate rânduri, în loc să blesteme cum îl chemase să-și facă lucrarea, să-și ia o răsplată, el a binecuvântat pe poporul Domnului. Pentru că ce a binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat. Amin. Și un lucru care mi-a plăcut așa de mult din toată povestea aceasta lui Balaam și Bala, care este foarte frumoasă, la un moment dat, după ce se întâmplă cam spre ultima binecuvântare pe care o face, spune în capitolul 24, numărul 24, binecuvântările acestea, ca niște rugăciuni foarte frumoase, sunt minunate, dar mă rezum la una,
Și în numeri 24, Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri la descântece și și-a întors fața spre pustie. Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi după semințiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și al cărui ochi sunt deschiși. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Asta a fost ceva care mi-a străpuns inima. Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Și într-o lume în care umbli în lumea aceasta pustie, chiar dacă e foarte aglomerată, dar e pustie, pentru că n-are nimic bun, nimic sfânt. Totul se duce la vale. Și când ai ocazia să intri în casa lui de rugăciune, în prezența Domnului, în prezența cuvântului, în prezența copiilor lui Dumnezeu, în prezența poporului, zici: ce frumos este, Doamne, poporul Tău! Ce minunat sunt, Doamne, copiii Tăi! Ce schimbare ai făcut în viața copiilor Tăi! Este minunat să trăiești în mijlocul lor! Să lauzi numele lui Dumnezeu! Ce mult bine ne-a făcut Dumnezeu! Când ni s-a descoperit și nouă în toată frumusețea și în toată slava. Și dacă altădată eram păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu, astăzi suntem păcătoși și iertați, dar avem din slava lui Dumnezeu. Și oamenii când vin de afară vede altceva. Și aceasta pentru că slava lui Dumnezeu este peste noi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare, să ne bucurăm de această moștenire sfântă, să ne bucurăm că facem parte din copiii lui Dumnezeu, să ne bucurăm că ne-a chemat ca pe o oaste sfântă, să ne înjugăm ca niște ostași care se înrolează de bunăvoie la lupta aceasta sfântă de a purta cuvântul Domnului, de a purta dragostea și iubirea Domnului într-o lume pierdută, pentru ca Domnul să câștige suflete pentru împărăția lui Dumnezeu cu noi și prin noi și prin Duhul lui Cel Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ce minunat!